viața mea până să mă apuc de fotbal a fost trist din toate punctele de vedere. Condițiile de acasă erau foarte, foarte grele. Nu ai ce să mănânci o seară și trebuie să dormi nemâncat. A doua zi tu te trezești, trebuia să mergi la școală. Anumiți colegi, cum era clasa 1, a doua, veneau cu pachetele la ei, eu nu veneam. Când mergeam la școală și vedeam îmbrăcați, elegant, cum am dus prima zi, m-am dus cu ce aveam de la un frate mai mare și îți dai seama, toți erau la costum, la cravat, și eu, vai de mama mea. Bănel Nicoliță s-a născut într-o familie foarte săracă din Făurei, județul Brăila. În fiecare zi, 8 suflete se luptau să supraviețuiască și să-și depășească condiția. De aceea, Bănel nu a renunțat niciodată la școală. Vezi școala asta cât de mare? Eu o deschideam de la ora 7:30, organizam cu o zi înainte și le spuneam celorlalți, hai bă, organizăm mâine un fotbal, clasa a doua B cu 2C. Gata, ne întâlneam, uite aici, aici jucam. De câte ori ai mers la școală cu Adidas și rupți sau desculți chiar? Din clasa 1 până în clasa 4. Îmi doream într-o zi să am și eu, nu știu, un tricou. Să am și eu să mă duc să cumpăr înghețat, un suc. Și nu aveam. Și trebuia să stau să privesc acei copii, cum merg la magazin. Era suc din ăla la dozator. Și stăteam să văd și eu cum beau și poate unul dintre ei poate și făcea mil și îmi dea și mie. Simțeam că se rupe ceva de mine, dar nu aveam puterea să fac mai mult. Nu a fost ușor să privesc toate lucrurile negative din viața mea, din viața familiei. Nu m-am gândit niciodată de ce acei copii au și eu nu am. Aveam părinții, unul muncea la cu ziua, maica mea, taica mea muncea și la fel. Și ce bani câștigau, făceau și ei încât să putem să avem și noi ce să mâncăm, să plătim în curent, o apă și așa mai departe. Din cauza sărăciei Lucie în care trăia cu familia lui, Bănel a fost nevoit să muncească de la o vârstă fragedă pentru a mai aduce un ban în casă. Banii câștigam de la vârsta de 7 ani, eu am băgat bani în casă la 7 ani. 7-8 ani deja aduceam bani lui maică mea seara acasă. Până la vârsta de 15 ani am lucrat non-stop. Mergeam și la fotbal, mergeam și la câmp, mergeam și la școală și le făceam pe toate. Ai muncit vreodată cu ziua? Foarte mult. Cred că până la 15 ani am muncit, până să plec la Brăila. Primul contract care l-am obținut, acel om se numește Hussein Techinal, care și acum îi mulțumesc din toată inima pentru tot ce a făcut pentru mine, mi-a spus, iau 1000 de euro și zic, băi, nene, eu nu știu să-i nu, sunt foarte mulți bani pentru mine, ce să fac? Zic, singura lucru pe care îl vreau eu e să am o casă. Nu s-a oprit până când nu a ajuns unde și-a dorit, un renumit jucător de fotbal. Însă pentru asta Bănel a fost nevoit să renunțe la tot. Am lăsat și familie și prieteni și tot în urmă pentru acest sport minunat care îl iubesc din toată inima. Am dau totul în fiecare zi, nu există viață fără fotbal. Fotbalul mi-a dat totul și atunci când am plecat de aici, în acest oraș natal și am ajuns unde am ajuns sus acolo la Steaua, am spus că într-o zi o să mă întorc aici și am să scriu istorie și am făcut-o. Și s-a ținut de promisiune. După ce a jucat la echipe precum Steaua București sau Saint-Étienne, Bănel s-a întors în Făurei pentru a-i ajuta și pe alții să-și îndeplinească visul. Pentru acești jucători m-am pus și bucătar, vorbesc serios. Și eu să le fac de mâncare, eu le aduc apa, eu le fac cam totul. Și antrenamentul și ce să le mai fac. Eu sunt și antrenorul lor și joc și în teren. Maica mea face zi de zi mâncare pentru ei. Sunt 7-8 jucători, am avut un bucătar, a plecat și acum tot m-a rămas bucătarea asta la echipă. Ambiția și poate nebunia mea a făcut ca eu să fiu astăzi cine sunt. Nu ratați restul destăinuirilor lui Bănel Nicoliță. Mâine aflăm cine este femeia care i-a fost alături indiferent de situație și l-a încurajat să-și urmeze visul.